350-355 de câini înseamnă în momentul acesta la padocul din Târgu Jiu. Gorjenii care vor să adopte un cățel sunt așteptați aici. Anul acesta, din păcate, puțin gorjenii s-au arătat interesați să adopte un cățel. Doar 50 au făcut gestul acesta. Aproape toți câinii de la padocul târgujian sunt sterilizați. Cu toate acestea, oamenii nu sunt foarte interesați de adopția patrupedelor. Asta o demonstrează numărul de adopții realizate de la începutul anului și până acum. Noi avem în momentul de față la Centru Canin 350-355 de câini. Adunăm destul de bine, mergem la orice sesizare. De fapt, se și observă că în ultimul timp sunt din ce în ce mai puțini câini. Anul acesta avem în jur de 50 de adopții. În ultimele două săptămâni de când a fost acel incident nefericit la București, 8 adopții. În viitorul apropiat deja am discutat cu doctorul Petcu, care este șeful centrului canin, să pregătim 30-50 de câini, o să facem un târg de adopt. Centrul canin din Târgu Jiu adăpostește în acest moment aproximativ 350 de câini. Alexandru Zaharia spune că se urmărește ca maidanezii adoptați să nu mai ajungă înapoi în stradă. În acest sens se va impune un regulament dat prin hotărâre de Consiliu Local care prevede introducerea amenzilor. Nou regulament, prin hotărâre de Consiliul Local, o să prevadă și asemenea amenzi, atât pentru cetățenii care i-au adoptat și care au, cât și pentru societățile respective. În situația în care putem stăpâni acest fenomen... Legea eutanasierii câinilor fără stăpâni nu a fost pusă în aplicare, fiind trimisă la Curtea Constituțională după ce a fost contestată de 30 de parlamentari.